la festivitatea de premiere a turneului Dr. Oetker Junior Trophy, ediția a patra. Îi avem alături de noi pe invitatul nostru, domnul Ilie Năstase. Pe doamna Florența Mihai, directorul turneului. Domnul George Cosac, președintele Federației Române de Tenis. Domnul Sergiu Vladu, arbitru principal. Și domnul Herve Medmei, arbitru de scaunul acestui turneu. Voi da acum pentru câteva secunde, minute, microfonul domnului președinte pentru câteva cuvinte. Bună ziua! Iată, ne-a ajuns la finalul celei de-a patra ediții. Cred că a fost o ediție foarte reușită, o ediție în care am avut parte de meciuri foarte disputate. O ediție în care am văzut la lucru copii foarte talentați și am convingerea că vor fi performerii de mâine. Dacă această competiție se desfășoară în același timp cu turneul de la Roland Garros, am ferma convingere că în 5-6 ani acești copii foarte talentați vor fi prezenți pe tabloul principal la Roland Garros. Doresc să felicit pe toți cei ce au luat parte la această competiție, sigur, în special pe cei ce au jucat astăzi cele două finale foarte disputate, probabil că domnul Năstase în sentimentul meu și cred că se mișcă ceva mai bine ca acum 40-50 de ani când jucați dumneavoastră pe aceste terenuri. Sigur, doresc să mulțumesc în primul rând părinților care încă sunt principalii sponsori și principalii susținători a acestor performanțe, dar așa cum am zis și la ediția trecută, ne apropiem cu pași foarte mari de investiții importante pentru infrastructura Federației Române de Tenis, investiții care, din punctul meu de vedere, vor începe să preia din greutățile părinților, astfel încât federația încet încet să fie cea care va suporta mare parte din cheltuielile acestor copii minunați. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm anul viitor. Urmează premierea, o să-i dau microfonul domnului arbitru. Începe cu fetele, locul 2, runner-up singles, Carmen Roxana Manu. Câștigătoarea Winner Singles, Dr. Oetker Junior Trophy, 4th Edition, Oana Smaranda Corneanu. Aici, sponsorul nostru Top Gel premiază finaliștii cu câte un sort de înghețată. Mulțumim! Trecem la băieți. Runner-up, singles boys, Filip Cristian Jeanu. Câștigător a
al celei de-a patra ediție a Dr. Rodker Junior Trophy, Adrian Andreev. Bravo!